Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă citire, o nouă etalare în dragoste. Haideți să vedem de data aceasta spre ce vor tinde energiile din aceste cărți, ce ne vor spune acestea despre voi, cei care sunteți în fața micului ecran, cei care sunteți într-o conexiune de dragoste cu cineva special din viața dumneavoastră și vă doriți să știți mai multe despre această conexiune. Sau pentru cei care sunteți singuri, singure, văd că și voi vă doriți să știți dacă această situație se va perpetua și dacă veți cunoaște și voi în sfârșit persoana potrivită pentru voi. Sau pentru aceia care sunteți în separare, de partener, de parteneră, simt că și voi vă doriți să știți dacă acesta sau aceasta va mai reveni în relație cu dumneavoastră. Haideți să vedem, dragii mei, despre ce poate fi vorba în această citire. Iată că prima carte, dragii mei, este Regele de Cupe. Este o carte cât se poate de bună, o carte care îmi vorbește despre depărtări, despre ape care își doresc să fie mai calme în viața dumneavoastră. Da, mă refer la aceia dintre voi care ați avut parte de o perioadă mai turbulentă în viața dumneavoastră în etapa care a trecut. Da, văd că și din acest punct de vedere reușiți să vă calmați, reușiți să echilibrați situația voastră. Nu știu cum reușiți să faceți asta, dar cred că în primul rând prin calmarea voastră, prin relaxarea voastră ca persoană și apoi prin a aduce această pace interioară în relația din care faceți parte. Da? Dincolo de acest calm, dincolo de aceste momente de relaxare pe care le trăiți alături de partener, de parteneră, văd că lucrurile se precipită și din punct de vedere al sentimentelor pe care le trăiți față de acest partener sau parteneră, dar lucrurile se stabilizează, chiar aș putea să spun, în sensul că această persoană va deveni din ce în ce mai conștientă, persoana voastră, da, la ea mă refer, va deveni din ce în ce mai conștientă de sentimentele pe care le are față de voi și se va manifesta ca atare, da? Așteptați-vă ca persoana voastră să vă copleșească cu atenții, să vă copleșească cu grija sa, cu dorința sa de a vă proteja în această perioadă, da? Va veni în sprijinul vostru această persoană dacă aveți nevoie de acest sprijin, da? Va fi acolo lângă voi, astfel încât dumneavoastră, dragile mele sau dragii mei, vă veți simți cu totul copleșiți în conexiunea voastră. Dar nu trebuie să vă simțiți așa, dragii mei, dragile mele, pentru că este exact ceea ce voi ați cerut și este exact ceea ce voi meritați în aceste momente. Să știți că pentru aceia dintre voi care sunteți singuri în aceste momente sau singure, văd că este cineva în viața dumneavoastră care își dorește din tot sufletul să fie din nou cu voi, cu tine, și văd că veți avea parte de o întâlnire magică, o întâlnire cheie în viața dumneavoastră, o întâlnire cu acest partener sau cu acest parteneră care poate pentru unii dintre voi vine de departe, dar este posibil să fie un partener care a fost plecat la muncă în străinătate și acum revine acasă. Să știi că acest partener, printre lucrurile pe care le aduce în momentul în care vine acasă pentru ai săi, va fi și un cadou pentru tine, draga mea, pentru că nu s-a putut reține să nu se gândească și la tine, această persoană, da? Și vorbeam despre această întâlnire magică de care vei avea parte cu această persoană și în această întâlnire îți va da cadoul respectiv și te va copleși cu niște cuvinte extraordinare, extraordinar de frumoase. Da, hai să vedem și următoarea carte. Iată că avem aici Luna, dragii mei, o altă carte foarte bună care îmi vorbește despre sentimente, despre presentimente, despre visele voastre, despre tot ceea ce ați înmagazinat în subconștientul vostru în ultima perioadă, despre limitări, despre frici, temeri pe care le mai aveți și care ies la iveală din când în când în această conexiune a voastră. Poate că unii dintre voi vă doriți, dragii mei, să nu mai aveți de-a face cu aceste temeri pe care le aveți în voi, cu aceste limitări care, iată, ies la iveală exact când vă așteptați mai puțin sau exact când vă este lumea mai dragă. Din acest punct de vedere, văd că unii dintre voi veți dori să
luați parte poate la niște conferințe de dezvoltare personală din acest punct de vedere, care să vă ajute să vă eliberați de aceste temeri, de aceste limitări ale voastre, să vă eliberați de bagajul acesta emoțional distructiv sau negativ pe care l-ați adunat de-a lungul timpului. De ce? Pentru că vă doriți să pășiți cu totul curați și cu totul luminoși alături de această persoană a voastră spre un viitor cu totul frumos, da? Cu totul încântător care vă așteaptă, dragii mei, dragile mele. Da, această carte vorbește și despre visele voastre, acele vise care pot fi lămuritoare din multe puncte de vedere. Poate că unii dintre voi aveți vise mai lucide în această perioadă. Dacă ați observat acest lucru, ați face bine să rețineți anumite elemente cheie din aceste vise și dimineața când vă treziți să vă amintiți aceste vise și să notați într-un caietel elementele pe care vi le amintiți. În mod clar, acele elemente pot deveni elemente cheie în realitatea voastră peste zi. Da, și vă pot ajuta poate să rezolvați anumite situații. Da, dragii mei, dragile mele, dacă trebuie să luați o decizie în această perioadă, văd că veți reuși să luați decizia cea mai bună, dragilor, astfel încât să vă fie din ce în ce mai bine. Și următoarea carte, iată că este Șasele de Bâte, o altă carte foarte bună care îmi vorbește despre orizonturi largi care se deschid în fața ta, dragul meu sau draga mea, despre multă lumină pe care o primești din partea Universului, din partea Divinității, dar și din partea oamenilor din jurul tău, foarte multă căldură sufletească, foarte multă iubire, foarte multă înțelegere, compasiune din partea oamenilor pe care îi iubești. Și acest lucru te face să pășești din ce în ce mai mult spre lucrurile pe care le dorești, da? Pentru că faptul că te simți împlinită sau împlinit în viața ta în aceste momente, dragul meu sau draga mea, te face să visezi la mai mult, te face să îți dorești mai mult pentru tine, pentru viața ta. Da, și văd un succes deosebit care se apropie de tine vertiginos în această zi. Poți trăi un succes la locul de muncă, dragul meu, draga mea, un succes care să te apropie din ce în ce mai mult de locul sau de poziția pe care ți-ai dorit să îl ai sau să o ai în, acolo la jobul pe care îl faci zi de zi, da? Sau în activitatea ta proprie, poți avea și o activitate proprie, da? Poți avea un business al tău de care te ocupi, iată, zi de zi și acest business al tău văd că crește vertiginos, astfel încât îți oferă posibilitatea să te ocupi și de lucrurile care îți fac mai mare plăcere, da? Îți oferă independența de care tu ai avut întotdeauna nevoie, acest business, această faptul că poți avea această activitate care îți oferă flexibilitate, da? Flexibilitate, dar și o independență financiară. Dragii mei, dragele mele, așadar, succes foarte mult în viața dumneavoastră și, de ce nu, și în viața dumneavoastră sentimentală. Dragii mei, văd o împlinire extraordinară. Hai să vedem și următoarea carte, iată că vorbește despre suflete pereche, dragilor, o conexiune la nivel de suflet, parteneriat, înțelegere, contract la nivel de suflet cu un partener sau cu o parteneră pe care ai așteptat-o dintotdeauna să se manifeste în viața ta și care, iată, acum vine spre tine. Spuneam și mai devreme, pentru unii dintre voi este posibil ca cineva din trecut să revină în viața dumneavoastră, cineva căruia a fost foarte dor de tine sau de dumneavoastră, cineva care să vrea să fie din nou cu tine și care îți va da întâlnire în această perioadă pentru că vrea să-i oferi din nou șansa de a fi cu tine. Hai să vedem și următoarea carte. Da, din oracolul viziunilor spirituale. Iată că avem aici cardul cu numărul 46. Care vorbește despre conexiuni, asamblarea pieselor și tragerea concluziilor, dragii mei.
O femeie tânără stă pe un pod, reprezentând o conexiune fizică și metafizică între aici și acolo. Identitatea ei este ascunsă, inițial nu numai pentru noi, ci pentru ea însăși. Ea își găsește în esență sinele real. Se întinde să adune piesele de puzzle și cu fiecare dintre ele găsește indicii și descoperă mai multe despre ea însăși. Cu toții urmărim să dăm un sens vieții proprii atunci când realizăm conexiuni și relații cu ceilalți. Treptat, în pofida eșecurilor și a experimentelor de-a lungul drumului, o imagine începe să capete contur. Din confuzia inițială începe să se manifeste o claritate tot mai mare. Procesul se autoamorsează și adesea devine mai ușor și se accelerează pe măsură ce tot mai multe piese sunt așezate la locul lor. În cele din urmă se ajunge la un punct în care totul se clarifică și începe să aibă sens. Așadar, dragii mei, dragele mele, iată că văd că odată cu sosirea acestei persoane în viața dumneavoastră, odată cu exprimarea dorinței sale de a fi din nou alături de tine, probabil că majoritatea dintre voi veți trage anumite concluzii în legătură cu trecutul vostru, în legătură cu prezentul vostru, în legătură cu dorința acestei persoane și mai ales în legătură cu dorințele voastre, dragii mei, dragele mele, și veți ajunge la concluzia că da, vă doriți să experimentați acest lucru, vă doriți să aveți parte de șansa vieții dumneavoastră alături de acest suflet, alături de această persoană deosebită care vine spre voi. Hai să vedem și următoarea carte. Iată că avem aici Marea Preoteasă alături de Regele de Cupe și spuneam mai devreme această persoană posibil să vină de departe sau să fi fost departe de tine în această perioadă care tocmai a trecut. Asta înseamnă că aveți foarte multe lucruri de împărtășit, înseamnă că veți fi cu totul nerăbdători sau nerăbdători și nerăbdătoare să aflați acele lucruri de la partenerul vostru sau de la parteneră. Lucruri care să vă ajute să înțelegeți mai bine situația sa, dar și să înțelegeți posibilitatea voastră de a relua ceva ce a existat odinioară între voi. Da, dragii mei, dragile mele, se pare că dumneavoastră, majoritatea dintre voi, citiți în sufletul partenerului vostru și vedeți clar încă de la prima întâlnire, încă din cadrul acestei întâlniri pe care o aveți, dacă aveți șanse din partea lui sau din partea ei, dacă vi se oferă această șansă de a merge înainte alături de el sau de ea. Da. Marea Preoteasă, dragii mei, dragile mele, vorbește și despre o claritate extraordinară pe care o veți dobândi în această perioadă, în legătură cu relația voastră, în legătură cu ceea ce vă doriți să faceți pe mai departe, da? Dar și văd că pentru unii dintre voi veți primi răspunsurile la rugăciunile pe care le-ați lansat spre Univers până acum. Da, cărți foarte bune. Hai să mai luăm o carte. Iată că avem aici Doiul de Pentagrame alături de Luna, două cărți din nou interesante care îmi vorbesc despre decizii, despre vise premonitorii pentru unii dintre voi, despre clarificări de situații, dar și despre dorința voastră de a începe o călătorie. Da? Poate fi călătoria vieții dumneavoastră alături de acest suflet, alături de acest partener care vine spre voi cu totul încântat. Da? Încântat sau încântată de ceea ce, poate avea alături de dumneavoastră. Și încă o carte, iată că avem valetul de spade. Dacă vă întrebați ce zodii avem în această etalare, iată că avem zodii de apă, zodii de pământ și zodii de foc, dar și zodii de aer. Deci toate zodiile sunt incluse în această etalare. Și iată că avem aici acest valet de spade care, alături de șasele de bâte, îmi spun că, într-adevăr, se va face lumină în relația dintre voi doi. Într-adevăr, se va face lumină în sufletele dumneavoastră, dragii mei, dragile mele, și vă veți da seama că ceea ce se întâmplă în viața dumneavoastră acum se întâmplă ca urmare a exprimării dorințelor voastre anterioare, da?
Este ca și cum voi reușiți să manifestați în realitatea dumneavoastră, în sfârșit, lucrurile pe care le-ați cerut, lucrurile pe care le-ați dorit, da? Și iată, prin această ocazie, da, veniți mai aproape de împlinirea țelurilor dumneavoastră în iubire, da? În dragoste. Hai să vedem încă o carte. Da, iată că vi se cere să vă eliberați de problemele de control, dragii mei, dragile mele, așadar aceia dintre voi care mai doriți să controlați situațiile din viața dumneavoastră sau persoanele, iată că vi se cere să aveți încredere în realitatea voastră, să aveți încredere în forța voastră de a manifesta și să îngăduiți situației voastre să se desfășoare în mod natural, pentru că aceasta se va desfășura înspre binele vostru. Acestea fiind spuse, dragii mei, dragile mele, aceasta a fost etalarea mea de azi. Eu vă mulțumesc pentru vizionare. Vă invit și la alte etalări pe viitor. Toate bune!